A fost o competiție reușită la care au participat cei mai buni culturi și s-au obținut rezultate foarte bune în urma acestei cupe. La această competiție au fost mai multe categorii la care s-au putut înscrie participanții. Astfel, prima categorie a fost la 65 de kg juniori, urmată de categoria 80 de kg juniori, fitness masculin, fitness feminin, body fitness, bikini fitness, senior 65 kg, senior 70 de kg, senior 75 de kg, senior 80 de kg, senior 90 de kg și senior 100 de kg. Din cadrul Gold Club Hercules din Șimnaul Silvania au a participat lui Francis, a antrenat de Nelu Lazlo la categoria senior 75 de kg. Antrenorul său a declarat că a avut un rezultat foarte bun, având în vedere categoria foarte tare ca și valoare. El este foarte mulțumit de rezultatul obținut de culturistul a antrenat de dânsul singura dezamăgire, fiind aceea că Agenția Națională Antidoping nu a fost prezentă să facă acel control antidoping necesar în cadrul desășurării cupei. În cadrul categoriei senior 75 de kg au participat și Georgiu Claudiu din cadrul clubului Jim Ovidiu din Baia Mare, care a ocupat poziția întâi și a participat Paci și Mărculescu Florin din cadrul clubului Power G Mediaș, care a ocupat locul secund. În momentul de față, culturistul Tacoli Francis se antrenează pentru următoarea competiție care va avea loc la Oradea la sfârșitul acesta de săptămână.